Ce e turnirul Khazar? Ce este turnirul Khazar? Chiar vreți să discutăm asta acum? Da, pentru că era întrebarea a doua, în ce măsură parabola pe care o propuneți dumneavoastră acolo poate să fie, poate să fie utilă pentru politicieni? Modelul de dialog, să zicem, dar modelul de negociere, cum poate să fie util? Ar trebui să fie util într-un sens următor. Chestiunea negocierii e o chestiune importantă, pentru că noi observăm că la noi politicienii ori nu negociază, ori când au negociat un acord, nu îl respectă. Iarăși ceva legat de crederea pe care o acordă cuvintelor și valorii pe care o acordă promisiunilor. Aici, bun, ar trebui să se gândească dacă pot să fac să le dau un îndemn, are o legătură oarecare cu turneul Khazar, că dacă ei nu vor ști să respecte cuvântul celuilalt, nici cuvântul lor nu va fi respectat. Că dacă ei nu vor respecta angajamentul celuilalt, nici angajamentul lor nu va fi respectat. Dacă ei vor vota sau vor susține, să zicem, o lege care va fi dezavantajoasă pentru adversarul politic în condițiile respective, ar trebui să se gândească că nu se știe când vor fi locul lor și dacă nu mai curând, mai repede decât mai târziu, ei vor fi cei care vor fi primii perdanți în urma acelei legi. Au fost deja cazuri, întâmplări de acest tip. S-ar putea să fie chiar acum, una cu votul nominal. Votul uninominal. A fost cândva Convenția Democrată care și-a amărit pragul electoral exact, a căzut. Da. Pe alianță, da. A fost, poate, propunerea parlamentarului PSD Șova cu Joana și care îl avantajeze pe Băsescu, de fapt, nu? Deci ei nu se gândesc la acest lucru, că pasul 2, opțiunea 2, nu văd pasul de regulă, nu? Pasul 2 este ascuns în ceață, că nu se știe, dar trebuie întotdeauna să te gândești că s-ar putea să vină. Acolo, de fapt, în pasul 2, în deci, zona 2 se face. Deci negocierea, de fapt, politică între partide, asta trebuie. Asta este opțiunea a doua. Opțiunea a treia este ce-mi convine mie. Exact. Ce-ți convine ție, ce-mi convine mie, pe chestia asta nu ne putem înțelege. E o luptă de credință. Trebuie să ne gândim că s-ar putea eu însumi să fiu în poziția ta și tu să fii în poziția mea. Și atunci trebuie să aleg ceva care să nu mă dezavantajeze pe mine prea mult atunci, chit că acum pierd ceva din avantaje. Asta e, de fapt, nu e mica. Sensul, da. Asta este sensul negocierii autentice. O, la noi ce fac? Ei negociază pe termen scurt niște chestii limitate, când pot să le negocieze pe alea, după care firește că se ceartă, deci se ceartă pentru că de la început au pornit cu ideea că mai devreme sau mai târziu trebuie să finalizeze conflict, nu în conflict.